Istoricul și filozoful transilvănean Simeon Bărnuțiu a ajuns prin peregrinările sale după Blaj, Sibiu, Viena și Pavia și la Iași, unde a rămas timp de un deceniu ca profesor la Academia Mihăileană și la Universitate. Născut într-o familie de evrei din Germania, viitorul fondator al celei mai renumite agenții de știri s-a convertit la creștinism pe când avea 29 de ani. Reuters a înțeles că informația e putere și a profitat de noua magică invenție, telegraful. Locul și chiar data nașterii poetului sunt incerte, familia Alexandrii, aflându-se în acea perioadă în refugiul munți din calea armatei lui Alexandru Ipsilanti. Ca specie a genului liric, recunoscută așa doar în literatura română, pastelul îi datorează geneza. Spre sfârșitul anului revoluționar 1830, provinciile din nordul fostului Imperiu francez, aflate sub influență olandeză, și-au proclamat independența, recunoscută în ianuarie anul următor. La 21 iulie, noul stat s-a proclamat regat pe tronul acestuia, urcând Leopold I de Saxe-Coburg-Gotha, un unchi al reginei Victoria a Marii Britanii. Unii critici îl consideră reprezentant al minimalismului în artă, cultură și scriitură, plecând de la numărul minim de mijloace stilistice și artistice utilizate de Ernest Hemingway. Neștiind pentru cine bat clopotele, învingătorul nu ia nimic. Ultimii 17 ani din viață și-a petrecut în mare parte la Câmpina, dedicându-se subiectelor rustice. Nicolae Grigorescu a pictat atunci portrete de țărănci, care cu boi pe drumuri prăfuite de țară și numeroase peisaje cu specific românesc. La moartea sa, pe Șevalet se afla ultima lucrare neterminată, Întoarcerea de la Bâlci. Filozoful și lingvistul canadian a încercat să înțeleagă media. Conceptele sale de sat global sau mireasă mecanică au generat polemici și diverse paradigme ale comunicării. Expresii precum mediul este mesajul sau publicarea este o încălcare a auto-intimității ar trebui conștientizate mai mult atunci când privim relaxați programele de televiziune sau, mai nou, ne implicăm în discuții pe rețelele sociale. Până la urmă, tot vorba lui McLuhan, dacă nu s-ar fi descoperit electricitatea, ne-am fi uitat și acum la televizor, la lumina lumânării. Generalul Ieremia Grigorescu, care a lansat la Mărășești legendarele cuvinte pe aici nu se trece, a primit ca semn de înaltă apreciere din partea împăratului Japoniei o sabie imperială, având dedicația „Voi sunteți aceia care scrieți istoria țării”. La 75 de ani de la înălțimea vârstei sale, destinul și-l comenta ca fiind de belea. 16 ani de copilărie frumoasă și lectură liberă, 40 și ceva de ani de dictatura noastră și marxism-leninism subcultural, restul amuzament nefast de a trăi printre oamenii tranziției. La sugestia văduvei sale, care m-a contactat telefonic, simt o onorantă obligație de a aminti despre Corneliu Leu și faptul că a produs primul telereveillon în 1957, a înființat Radio Vacanța și Casa de Filme 4. După 11 ani de închisoare, poetul buzoian Stelian Diaconescu a ales în 1981 exilul în Elveția. Din splendida neutralitate perpetuă, a putut analiza insectele tovarășului Stalin, un atac virulent la adresa comunismului cu față fascistă din România acelor ani. A avut și securitatea treabă. Filologul bucureștean a ales să traducă în românește unele dintre cele mai dificile texte din literatura universală, precum Ulise a lui James Joyce. Rivănescu are și o operă originală pentru care în 1999 a fost propus la Premiul Nobel pentru Literatură. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.